În cadrul expoziției Servicii Poștale în trecut, vizitatorii sunt invitați să vadă și să asculte, printre altele, și scrisori oficiale sau familiale din Arhiva Mureșenilor, lecturate de câțiva actori. Brașovenii care vor trece pragul muzeului Casa Mureșenilor vor putea să vadă cum arăta un oficiu poștal la sfârșitul secolului al XIX-lea. Vor afla foarte multe detalii despre istoria poștei brașovene, iar doritorii vor putea lăsa impresiile pe modelul unei telegrame de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Spre deosebire de expozițiile obișnuite în care vedeți foarte multe obiecte, în această expoziție o să vedeți puține obiecte, dar extrem de valoroase, documente, scrisori, timbre, cărți poștale din secolul al XIX-lea. Cum spuneam, diferența o face documentarea. Cei care vor veni să cunoască îndeaproape această expoziție despre serviciile poștale în trecut, o să descopere extrem de multe informații pe care noi am încercat să le expunem cât mai inteligent și atractiv. Pentru organizarea acestei expoziții s-a lucrat peste un an de zile. S-au documentat 10.000 de pagini de ziar, scrisori, acte și surse bibliografice. A fost un proces destul de anevoios. A fost consultată întreaga colecție a ziarului, Gazeta de Transilvania. Au fost citite foarte multe scrisori, din care am extras foarte multe informații pe care le regăsim în această expoziție. Dar un proces care mi-a făcut plăcere, la care am lucrat cu drag și sunt mulțumită de rezultat. Ziarul familiei Mureșianu, Gazeta Transilvaniei, a fost strâns legat de activitatea poștală. Informații frecvente apăreau în paginile ziarului despre poșta care asigura circulația știrilor, a mărfurilor și chiar a persoanelor. Cu ocazia documentării, organizatorii au descoperit și câteva lucruri inedite, care sunt acum împărtășite și vizitatorilor. De exemplu, dacă punem timbrul de-a doaselea în colțul drept, însemna nu-ți mai dau steneala să-mi scrii. Și atunci destinatarul știa că s-a încetat acea corespondență. Sau timbrul pus de-a doaselea pe colțul stâng însemna te iubesc. Și atunci se liniștea destinatarul nostru. Expoziția Servicii Poștale în trecut va fi deschisă până în luna decembrie.